but you made click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Far Cry 2. Data trecută mi-au dat ăștia niște misiuni, am găsit și agheul ăsta super tare. Hai să mergem să vedem care e mai aproape. Dăm un râu aici. Hai că mergem să merg de-a lungul râului. Ok, dăm mașalier. Hai mă întoarci. Ok, mașalier, let's go. În misiunile astea două de aici, tot ce trebuie să fac o să fie să omor oameni, exact ceea ce îmi place mie, un șef de poliție din ce mi-amintesc sau ceva de genul, știa ceva de poliție. Mă rog, cred că e aici în sătucul ăsta, da, uite aici e. E fain că misiunile ți le marchează cu culori diferite ca să nu ți le, ca să nu le încurci. Înapoi, 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 că am auzit voci. De unde trage? Uite la acolo pe unul. Aoleu, aoleu, heal, 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 heal. That's my heal. Sar mă. Da. Să ataca în toate părțile, ia firea ței nebii. Ia o rachetă. Bun, schimbăm racheta. Mamă, dar ce mișto le bagă ăsta. Oh, dar greu mai tragi cu ținta asta. Am văzut că e unul acolo. Nu cred că mai e. Era vreunul? Dacă era, acum sigur nu mai e. Ce, nu-i nimeni? Ok, pe unde mai e? Aha, aici, drept în față. O să mă strec orașa, că dacă mă duceam direct cu barca, mă vedeau și mă l-au luat gloanțe. Ok, mă, nu pot să mor pe de-al pe aici. Dar ce obosit ăsta. Aici în față e? Da? Îmi lași din asta. Mergem pe cătrălă. Să merg prin boscheții ăștia să nu mă vadă. Sau de unul care vorbește pe aici, dar nu știu de unde. Sau un radio, că de ce nu? Gata, nu mai ascultați radio, nu mai ascultați Trinitas. Ce văd că nu-i nimeni. Mor și tu? Aoleu, tragă ăștia pe mine. Hai, încarcă, că rămân și fără gloanțe. Bă, sistemul de trage în Far Cry nu era mai fain ca în ăsta. Ce m-a prins ăsta cu shotgun-ul. Oh, nu mai am nici molotov. De unde dracu trage? De aici pe unul. Mă ori odată.
Hai să merg de gloanțe. Gloanțe, gloanțe. Hai înapoi, înapoi la adăpost. Ce bun era un sniper, să mă fi pus undeva la pândă pe undeal, să-i împuși pe toți. Mă, ce-i în partea aia? Dă-te mai în spate, dă-te mai în spate. Mă mir că nu s-a mai blocat arma. Dar nu mai am grenade și acum erau bune. Nu știu să trece și ceva până nu-l pierzi, nu? Și am rămas fără glanțe. Da, bine că trebuie să strici arma. Te l-am luat pe ăla. Ok, l-am luat în cap ăla. Partea asta, dar mă duc repede să iau gloanțe. Hai, dă-i pe cinciu. Încarcă, încarcă o dată. Mă, ce mă pușcă ăștia. De aici. Hai, dă-i în cap și nu moare. Ok, în casele astea trebuie să intru în asta mare. Bun. Cam două grenăzi. O să le bubui pereții. Mor fi real drag. Am niște mulți naveți. Opa, urcăm la etaj, se pare. Surprise, motherfucker! Ai grijă ce zici! Taci, bă! Ce mine să nu puși pe ăsta, hai că las. Îl las în viață. Vezi ce spui? Ce muniție, ceva nu mai am pe aici? Sper că nu. Că zici mai sunt ce parte e. Mai a foc să încă blangiu în partea asta, dar... Nu m-am uitat să nu-l omor. A, avea pistol la el. Putea să mă împuște blangiu ăla. Nu m-am uitat să nu-l omor pe ăsta. Bun. Deci încotro. Cred că la parter să... E. Ar trebui să fie asta sau... A, nu văd pe nimeni pe aici. Au tălpă ăsta aici. Dă bacau. Hai mă, care mai e șmecher pe aici? Vă omor pe toți firații nebii. Toată casa aia mare mi-artă că e. Mă, nu pot să sari așa. Tot în casa asta aici cam treabă, dar... Hai să o luăm în camerele astea. Poate ratez eu ceva. Ce văd că e un bar.
Am mai duc o dată la etaj. A, uite. Știam eu că-mi ratez ceva. Trebuie să merg la mama naibii. Ia, iar sună telefonul. Ba, avem un sniper aici. Oh, Uzi. Și sniper. Awesome. Hai să iau barca aia. Bă, dar oare or fi crocodili în apă? Chiar e curios. Hai, da, urcă. Trebuie să ies din balta asta. Bun, hai că m-am făcut cu un Uzi și cu un sniper. E mișto. Am pun de ieșirea mai în partea asta așa. Și mă urc în capăt. Aha, uite aici. Ma, da, mă simt ca în Delta Dunării aici. Chit că n-am fost niciodată. Da, mă rog. Dar bine că fix singurul obstacol în ăla intru, că de ce nu? Stai în partea asta, trebuie să merg. Ma, da, cât e de mers până acolo. Mă rog, de navigat, de... Dar bine că ajung fix pe mal. Ieși, mă, din barcă. Știam că mai era un aici. Încă unul firar al naibii. Aoleu, dar la tot pasul sunt bulangii ăștia. Hai, mă, mișcă, ieși, mă, din apă. A, mă, nu pot să o împing. Firarea de barcă să fie. Stai că iau pe aia de acolo. Asta nu iau, că e ca și distrusă. Mamă, și cât am de navigat până la destinație. Că nu putea să-mi fi dat un checkpoint mai aproape. Că de ce nu? Hai, mă, urcă. Cât un metidar. În sfârșit. Ok, let's go. Au, dar chiar că zdrable. Bă, da, aia din Far Cry nu erau mai... mai dezvoltați, mai avansați față de ăștia din Far Cry 2. La capitol tehnologie și astea. Cu bărcile de acolo merge cu 100 cel puțin. Cu astea, sincer, mai repede merg pe jos. Aici e safe house-ul de unde mi-am luat AG-ul ăsta. Bine că am făcut rost de uziul ăla. Deci cred că o să fie super util uziul când rămân fără gloanțe în AVP. Deși o să trebuia să-mi cumpăr gloanțe, să mă duc la gun shop să-mi iau de acolo muniție. Că nu prea știu cum o să pot face rost de gloanțe de AVP în altfel decât cu diamantele, că de ce nu? Ac se aude unul cum vorbește după cu un african, dar la cine dracul bagă în seamă? Doamne, dacă te-am de ocolit pe gârla asta. Dar oare ce râu o fi ăsta? Chiar e curios. Și cam prin ce zona Africii? Africa Centrală, de Nord? Hai, mă, scoate mapa. Aoleu, deci... ori mai ocolesc. Stai, că parcă încep să merg mai repede cu vreo 70. Acum. Ok, aici fac la dreapta. Bun, hai că ne apropiem ușor, ușor. S-au auzit și niște greieri și acum nu se mai aud. Da, oare o fi pirania ceva în apa asta? De fapt, nu. Pirania cred că se găsește prin Amazon pe acolo. Nu prin apele astea ale Africii. Dar totuși, crocodil n-or fi? Dacă tot bagă ăștia animale.
știu dacă când mai e. Ok, acum ies din zona asta. Fuuu, cât am de mers. Dacă e și un safe house aici. Așa, așa, trageți, trageți, că mă mai și omorâți. A, ce mișto e cascada aia acolo. Ia, hai că ea nu m-au văzut. Acum o luăm la stânga. Ok. Luăm curba și intră ăștia noi. Sau nu? O, luam pe controlul Rablei. Nu, 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 nu. Așa e că a început să iasă fum. Hai mă, mișcă. Dar bine că trebuie să te oprești pe uscat, firea naib de barcă. Hai, du-te pe mal și eu la picioare. Poate să-ți trică acum asta, mijlocul apei. Hai, fă-ți o injecție. Ieși, mă, din apă. Rația ai naibii. Muriți. Bun, hai că am scăpat de bulangie. Hai, încarc. Trebuie să merg pe jos o grămadă. Mi-am stricat și rachetele. A, bă, pe unde? A, că e aproape. Poate găsesc vreo mașină ceva pe aici. Dăm cu auziu. Dacă sau două mașini pe aici. Că nu văd pe niciunul pe acolo. Și sigur o să fie o mașină ceva. Dar bine că trebuie să strice arma. Mamă, dar cum le dă. Bun, hai să luăm Dacia Expressul. Marșalier. Și pleacă. Sper că condusul nu este unul dintre punctele mele forte, ca să zic așa. Încă un safe house aici de deblocat. Mamă, dacă trebuie safe house-uri prin zonă. Măcar așa mai descoper și o mapa. Ops, hai pe aici. Mă ciocnesc unul sau... Nu, no, nu e nimeni mașina asta. Stop. Poate trebuia să mă luăm la safe house acolo. Ok, pe unde mi-l... Pe unde era... E în partea asta, te las. Folosim sniper-ul aici. Mamă, dacă de departe m-au trimis ăștia. V-am văzut. Tu mori. Hai, încarcă. Tu mori. Și rămâi și fără îngloație de sniper. Mor și tu. Nu spune că ăla n-a murit. Să mai dau un heal. Poate avea ăsta gloanțe de sniper. Poate. Aoleu. Malaria trece în la acțiune. Spune că mai am pastile. A, că am pastile de malaria, Ebola, ciufia asta. Avea gloanțe de sniper ăsta. Avea de agheu. De un Uzi. Mor, firele nebii. Aoleu, ce mă omoară aici. Nu, nu, să nu stric astea. Hai că forțez totul ziul. Adios, muchachos. Ok. Încă mai sunt. Mamă, mai sunteți firați ai nebii. Ia ce asta? Up. Dă Hirso. Opa. Mai faci niște molotofe acum. Hai, dă pistolul ăsta. La sniper oricum nu renunți. Am distrus cu... Ok, fix în cap i-am dat.
Tot se ridică firea naibii. Dar cum stătea acolo? Stai că mai unul aici. Ce-mi crede asta că mă omoară pe mine? Dă bă ăsta încoa. Ok. Ah, ne sună telefonul, ne sună bossul. Mi-a upgradat safe house-ul. Sună interesant chestia asta. Îți curăsc cum neba. O, și reputație, parcă am fi GTA San Andreas aici. Oho, rachete sau grenă. Cred că rachete erau alea. Reputația level 1. Ăla-i cu mine sau? Nu, nu-i cu mine. Ma, muniție de Uzi, Uzi, vreau Uzi-ul. Stai, unde e Uzi-ul? Ok, dă Uzi-ul încoace, încarcă. Asta e armură. Dar nu merge luată. Nu merge. Auzi, te-au un radio pe aici. Ok, unde e sniperul să încarcă încărcătorul? Careva pe acolo. În caz că e vreunul, să fiu sigur că nu mai e. Bun, dă pastilele de malarie încoace. Mamă, dar ce le-am făcut aici? Ok. Am ceva pe mapă. Da. Ia stai, 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 stai. Uite de asta de muniție aici. Unde? Aha. A ta aici am muniție, căcălău. Și o sticlă cu apă, deși nu prea știu ce faci cu ea. Sau... A, stai pentru când fugi. Ia stai să fug puțin. Tot nume s-o iau. Nu, ce n-ai bă, fi sticla cu apă în joc, nu știu. Tot nu dau seama pentru ce e sticla cu apă. Mai adăm niște gloanțe. Hai să plecăm de aici. Ok, hai să vedem unde avem noi misiunea asta. Ne trimit din nou la mama dracu, ăștia s-au luat tata dracu acum. Hai că mi-a plăcut misiunea asta. Eu credeam că din nou trebuie să fac o animație aia când îi pun cuțitul la gât, să fiu nevoie să apăse. Mi-a părut mânuța să apăse și să-i pun cuțitul la gât, dar nu, ăla a scos direct pistolul. Ia hai până la safe house-ul să se eliberez, că sigur nu e eliberat și vreau și să mă opresc adineauri la el. Hai că aici după pod. Opa. Uite-l aici pe unul. Ia mor de terec. Ba, trage unul. Ia nu mai trageți. Uf, ce l-am luat pe ăsta. A, era același. Dă grenada. Dacă mai e vreunul pe aici, a belit-o. A, uite-l aici. Bun. Am deblocat safe house. Safe house-ul ăsta. Dă muniția încoace. Ia, mai avem ceva în safe house-ul ăsta aici. Nici o rachetă, nimic. A, uite ceva aici. O cutie. Ce cutie asta? A, cred că e de aia de gloanțe. Mă rog, hai să mergem să ne terminăm totuși misiunea aici după aia. Urc aici. Ce bine că am găsit Uzi-ul ăsta, e prea șmecher. Dau gloanțele cu ăsta, eu mor mai repede decât cu Kalashnikov-ul. Bine, pe distanțe nu prea e bun, dar... Măcar așa de apropiat să fac față, că na, acum am sniper. Și mă cam doare la bască. Opa, uite aici pe unul. Hai, ia bulangiu, 10.000 de puncte. M-am și bușit cu ăsta. Unde pizda mătițelul a penisul? Jos mă din mașină. Mor fir aici tu să fii. A, mai uite-l pe unul aici. Mor și tu. Bă, dar la fix a blocat ăsta când... După ce am omorât. Gata. Te-ai deblocat? Bun.
Bă, de asta nu poate să folosească muniție de pușcă? Sper că nu. Ok, cum naiba plec de aici? Nu știu. Hai, mă. Aș. Pe aici vă că sunt ăștia morți. Dar totul aud pe unul cum trage și... asta mai trebuie să merg un pic pe aici. Mai au un safe, au și în par... Mamă, ce se împușcă ăștia. Au luat aici un copac. Mamă, ce mama dracului e aici. Hai să plec de aici. Boom. Mamă, ce-a bubuit acolo. Bine că avem gloanțe de sniper. Mamă, pe lângă cap i-am dat lui ăla. Mamă, dar din câte părți trag ăștia. Uite, mai copacul a căzut peste ei. Hai da, mai iau o grenadă. Și mai iau una. Ce am bubuit pe ăștia. Nu văd nimic de focul ăla. Gata, cum văd. A, deci cu grenăzile alea, grenade, cum s-o zice la ploar, că mă bate român astăzi. I-am curățat pe ăștia. Dă grenada încoa. Stai că l-aud pe aici până cum se vaită. A, uite aici. Uite pe mustăciosul ăsta. Hai, scularea. Nu muri, tataie, nu muri. Stai aici. Stai, ce faci? Hai să-i dau heal. Stai, mă, ce dracu. Ok, ce a făcut, nu știu. E, bătrânul, că mai trește. Hai să-i dăm totuși. Să-i dăm lui Boșorog ăsta o poreclă. Dacă era blond, îi ziceam lui ăsta Hulk Hogan după un stat. Dar având de vedere că nu-i blond și e pa, e alb rău la păr, nu-i se potrivește Hulk Hogan. Bă, da chiar, scrieți și mie o poreclă să-i dau lui Boșorog ăsta. Cum să-i zic, tataie. Cum ești tataie de la BG sau Hulk Hogan. Dar nu are ăsta față de Hulk Hogan. Mă rog, ia, mai avem vreo misiune prin zonă sau... A, mai e una aici, hai să luăm pe asta. Facem și misiunea asta și după aia încheie episodul. Ok. Stai, că trebuie să... că mă tot învârf pe aici. Deci, aia fix în vârful dealului, awesome. Stai, n-am cum să urc dealul ăsta. Da, mă, cum căcan mă urc. Ok, stai. Ne-a ajung la misiunea aia, nu știu. Aici e deal. Să trebuie să o colesc. Da, trebuie să o colesc, de ce nu? Și mașina s-a blocat. Bun. Bă, da, unde e rădăcina și buturuga copacului ăsta dacă tot a căzut aici? Da, o să bubuie cât de curând. Deci, a, e pe aici. Opa, uite o mașină acolo. Fix pe lângă i-am dat. Opa, ăla are Uzi. Hai, mă, ce l-am ratat și pe ăla. L-am luat? Nu l-am luat. Uhu, ce l-am luat pe ăsta. Pleacă, mă, de la mitralieră. N-avea Uzi ăsta să-mi dea munții de Uzi, sper că nu. Ia mă, de cât timp filmez să mă ușu la ceas. Fua, cam e și cam lung episodul. Hai că eu închei aici acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Din nou mi-a ieșit un pic cam lung episodul, dar bine că m-am uitat la ceas acum.
ce să mai spun, vechea poveste. Dați duc cap în gură butonul de o clip și ziceți-mi și mie, scrieți-mi în comentarii ce poreclă să dau la boșurogul ăla, că mai în fiecare episod apare. Mă rog, cam atât pentru acest episod. Până data viitoare, ciao les!